piața de dezvoltare software este destul de interesant, că loc este pentru toți. Multe companii dezvoltă produse, multe companii dezvoltă servicii și să ne comparăm, să spunem că produsul nostru e mai bun sau produsul nostru e mai calitativ, nu avem cu ce compara. Lucrăm pentru diferiți clienți, lucrăm pentru diferite produse, dar totuși sunt câteva elemente care cred că ne face diferiți pe piața din Moldova și asta este că, unul, suntem o companie care ne-am creat noi singuri pe noi, adică suntem o companie fondată cu 5400 de lei fără investiții străine. Toată echipa, tot bordul, toate persoanele pe care astăzi se bazează IEPS-ul sunt persoane care nu au lucrat în alte companii de IT. Aici ne-am început activitatea, aici am creat procesele de la zero. O altă diferență sau un alt element este că noi importăm tehnologie. Colaborăm cu mulți ingineri din extern, acolo unde se face tehnologia și preluăm foarte multă experiență de acolo, o aducem la noi și o implementăm. Altă chestie care ne diferențiază este că avem tot ciclul de dezvoltare software. Sub organizațiile noastre au tot ceea ce le trebuie ca să putem lansa un produs. Și IT și marketing. Dacă vorbim de IT, avem dezvoltare web, dezvoltare mobile, DevOps, plasare în producție cu toată infrastructura care este necesară. Avem infrastructura noastră, avem infrastructură închiriată. Deci tot ciclul de plasare în producție unui sistem informatic sau a unei soluții. Ceea ce ne diferențiază cel mai mult este cultura organizațională. Ca la noi în organizație, nu cred că este în altă parte, pentru că ne caracterizează concret valorile și scopurile care le avem împreună cu toată echipa.